Pompierii mehedințeni au acționat pentru stingerea a 45 de incendii. Aceștia au depus eforturi susținute pentru limitarea incendiilor care au cuprins peste 300 de hectare de teren, 8 dintre acestea manifestându-se și la Miriști. În comuna Pătulele, un incendiu izbucnit la vegetație uscată în cursul după-amiezii de sâmbătă a fost stins în limitele găsite de pompierii mehedințeni. Două echipaje din cadrul stației de pompieri Vânjumare au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea flăcărilor care au cuprins circa 20 de hectare de miriște, dar și 5 hectare de litieră de pădure. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit la 91 de situații de urgență. Aceștia au acționat pentru stingerea a 45 de incendii, acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la două accidente rutiere, dar și pentru căutarea unei persoane dispărute în fluviul Dunărea, misiune desfășurată în sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLT. Totodată, paramedicii SMURD au acordat asistență medicală de urgență unui număr de 43 de persoane, ca urmare a apelurilor primite prin sistemul unic de urgență 112. Un alt incendiu de amploare a avut loc duminică seara în localitatea Salcea, unde pompierii din cadrul stației Vânjumare au intervenit pentru localizarea și stingerea flăcărilor, care au cuprins circa 4 hectare de vegetație uscată și circa 50 de hectare de miriște.